numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați, iubiți surori, iubiți credincioși, credincioase, vă mulțumesc mai întâi de toate pentru faptul că v-ați reținut ca să ajungem și la acest cuvânt de învățătură. Vă mulțumesc pentru răbdarea, pentru participarea la Sfânta și Dumnezească Liturghie. Și desigur vreau să vă aduc aminte că anume liturghia nu se termină după Tatăl nostru. Cam ne-am obișnuit ultima vreme să plecăm repede după Tatăl nostru, dar unii dintre Sfinții Părinți spun că dacă nu a ieșit după binecuvântarea Domnului, când preotul dă binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har, ca să ai grijă de oameni, deci dacă a ieșit înainte de această binecuvântare, înseamnă că ca și cum nu ai fost la Sfânta Liturghie, ca și cum nu ai fost prezent. De aceea vă îndemnăm că anume această micuț interval care îl avem de la Tatăl nostru până la binecuvântarea Domnului, sau până la sfârșit, până la Orcus, cu Sfântul Liturghii, este doar de 10-20 minute și cred că dacă ați răbdat toată ziua, aveți răbdat și până la sfârșit. Dumnezeu să vă ajute! Desigur, dacă este să privim la Evanghelia care s-a citit astăzi, ne dăm seama că Mântuitorul Hristos a venit de bunăvoie pentru a fi sacrificat. Mântuitorul Hristos, dragii mei, a fost trimis de Dumnezeu anume pentru a ridica păcatele lumii. De aceea și Sfântul Ioan Botezătorul glăsuia, iată Fiul lui Dumnezeu, sau iată Mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatele lumii. Și însuși Mântuitorul Hristos a fost adeverit că este un Dumnezeu adevărat prin însuși Tatăl Său din ceruri, care spunea că iată Fiul meu cel iubit, întru care mi-a pus toată dragostea și întru care am binevoit de El să ascultați. Adică această poruncă a lui Dumnezeu ca să ascultăm de Iisus, dragii mei, este o poruncă dumnezeiască. Și cel care ascultă de Dumnezeu, de Hristos, acela are poate să câștige viața veșnică prin faptele lui cele bune. Și venind Mântuitorul Hristos la Iordan, după ce s-a botezat, a mers în pustie. După ce a primit taina botezului, pentru ca și nouă să ne lase această frumoasă taină și mântuitoare, ne-a dat exemplu de smerenie și prin aceasta a mers în pustia Iordaniei timp de 40 zile ca să se roage, anume după botez. Ca să se întărească în Duhul, ca să primească Harul lui Dumnezeu întreit de la Sfânta Treime și totodată să fie și ispitit de diavol. Cunoaștem că Mântuitorul Hristos, când a mers în pustie, a venit diavolul.